Bună ziua! După ce am realizat împământarea naturală a casei, la etapa de fundație, video-ul găsiți pe canal, noi am continuat și am realizat și a doua etapă a împământării respective, și anume legarea plațbandei împământării naturale de trei țărușe exteriori. În câteva momente vine electricianul să facă măsurările de rigoare, însă până atunci, haideți să vă povestesc cum au decurs lucrările, deoarece au fost cu provocări, de a realiza împământarea artificială deja, adică conectarea plațbandei casei de trei țăruși exteriori. Deci, planul nostru inițial era ca plațbanda zincată să iasă la exteriorul fundației și să creeze un triunghi de împământare cam așa, cam câte un țăruș la fiecare 3 metri. Doar că cei care ne urmăresc știu că din cauza că nu am găsit țeava de apă în locul unde trebuie, a trebuit să schimbăm proiectul și deja să o amplasăm în partea cealaltă, cum vedem aici tranșeul. Și pe aici deja vă imaginați că nu puteam face triunghiul împământării. M-am gândit puțin și am hotărât să amplasez împământarea deja în linie dreaptă, adică trei țăruși să-i unesc cu plațbanda respectivă pe această latură. Doar că, uite, cam aproximativ aici sub pământ, plațbanda se intersecta cam destul de aproape cu țevile de apă. În imagine dată vedem că plațbanda este de desubtul țevilor, însă în final ea a ieșit deasupra, cu vreo 20 cm. Nu țin minte unde am citit, însă mi-a rămas în memorie o informație precum că curentul electric sau o doză mică din el, în momentul descărcării sau a unui paratresnic sau împământării, nu știu, poate ajunge la conducta de apă și cum apa este conductor electric să ajungă cumva în casă. Nu știu cât este de corectă informația respectivă, însă dacă tot mi-a rămas membrana bituminoasă după ce am hidroizolat sub talpă, cu o bandă adezivă, cu un cuțitaș și o ruletă, am aplicat membrana respectivă în prejurul țevilor, deoarece bitumul doar este un izolator electric, nu-i așa? Revenind la împământarea noastră, câteva zile înainte să o realizăm, am adus țărușii din caz de 3 metri lungime pe șantier. Am calculat și locul unde trebuia să fie puși țărușii. Iată, aici va fi primul țăruș și, apropo, cum aceștia au 3 metri lungime, noi am calculat să-i amplasăm la o distanță de 4,5 metri unul față de altul, în linie dreaptă, înmulțind de la un coeficient de 1,5. Adică, am vorbit cu mai mulți electrici și unii chiar au venit cu argumente că trebuie să-i punem la o distanță minim dublă lungimea unuia. Alții, deoarece i-am întrebat, au zis că nu, se poate și minim lungimea unui țăruș, chiar mi-au adus diferite informații din normative. Eu am mers undeva pe varianta de mijloc. Ulterior, am amplasat țărușii în locurile prestabilite ca să fie bătuți în pământ, unul câte unul. Doar că a venit chinul cu înfingerea țărușilor în pământ. Electrici cu materiale speciale de înfipt țărușii în pământ, așa rapid cum se bat, pac, 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 nu am găsit. Electrici sau oameni care dau în chirie diferite instrumente care să aibă măcar un adaptor pentru un ciocan rotopecurtor sau demolător, că și cu ele se pot înfinge țărușii în pământ, nu am găsit. În Deopște, în Moldova, elemente pentru împământare normale și variate nu prea am găsit. Am mers doar pe ce era și pe improvizații. Poate în viitor să schimbă ceva. Și așadar am încercat singur să-i batem în pământ, la început cu o cuvaldă, adică cu un ciocan mai greu. Pentru ca să minimalizăm, să nu crape țărușul și să nu sară zincul de pe el, am atenuat loviturile la început cu scânduri din lemn. S-au dus mai multe bucăți, totuși nu prea se înfingea în pământ. La risc, totuși, am încercat să-i batem chiar și fără aceste scânduri din lemn, așa direct, oricum nu prea mergea. Cred că i-am înfipt doar vreo 30-40 cm, nu știu, maxim poate 50 și atât. Oare ce era de făcut? Nu știu, de căuta soluții. Ne-au ajutat băieții de la Chiriescu Leia Loveni. Cum nici în 3 oameni nu a putut să-l tragem înapoi, inițial ne-am gândit să facem o gaură cu un ciocan demolător lângă acest țăruș și să-l tragem. Apropo, ciocanul dat străpunge în sol cam beton, cam cu aceeași viteză. Deci, ni s-a confirmat, avem un sol foarte compactat și foarte tare. Ulterior, ne-am gândit să facem găuri 80-90 cm pentru a mai câștiga în adâncime pentru țăruși. Am făcut așa la al doilea și, apropo, cu acest instrument foarte ușor faci găuri în sol.
și ulterior am făcut o furare și pentru al treilea țăruș. Și apoi am revenit la primul și am făcut și acolo o furare de genul dat. Și, făcând măsurările, tot nu ne ajunge adâncime. Am încercat deja cu ciocanul demulator, cu un adaptor prelungitor, să mai găurim încă și mai jos de fundul forajului tocmai făcut, ca să mai câștigăm ceva adâncime sau măcar să-i creăm acolo o mică gaură ca să, nu știu, poate merge țărușul mai ușor. Am încercat să-i batem, însă doar atât au intrat în pofida tuturor ideilor noastre care le-am încercat. Și a rămas astfel ultima șansă. Și anume, a doua zi, cu excavatorul, să-i împingem și să-i batem în pământ, însă, spre uimirea noastră, au intrat doar vreo câțiva zeci de centimetri și gata. Eu nu știu, deja neștiind ce e de făcut, a venit un muncitor cu ideea să-i tăiem. Zis și făcut. Din 3 metri am tăiat 75 de centimetri, rămânând țăruși de 2,25 m fiecare. Apropo, un țăruș chiar a trebuit să-l scoatem cu excavatorul înapoi pentru a putea fi tăiat. Am pus primul țăruș în locul stabilit, l-am împins cu excavatorul, i-am mai bătut și noi cu forța și în sfârșit am înfipt primul țăruș la locul necesar. Apropo, am mai încercat și un life hack, oferit de un abonat de-al nostru, posibil electric, nu țin minte, ci că să presurăm sarea acolo unde va fi împământarea noastră, ci că rezistența de dispersie va fi mai bună. Am încercat și chestia dată, oricum, costă doar câțiva lei sarea dată. Ce am făcut eu a fost să presor sare, anume în forajele făcute cu o zi înainte. Și am unit cu chiu cu vai plasbanda de țărușul respectiv. Aici, iarăși am improvizat, deoarece țărușii aveau spațiu pentru 3 găuri de fixare, însă conectorul plat-plat avea 4 găuri de fixare. Nu știu, până la urmă am improvizat și iarăși ne-am descurcat. După aceasta, conexiunea dată se hidroizolează. Înainte se folosea smoală, însă noi, mai având bitum după hidroizolarea fundației, am folosit bitumul la toate conexiunile respective, în special și foarte atent la șuruburi. Ulterior, am folosit bandă de genul dat, bandă bituminoasă adezivă de la Tehnonicol de etanșare, pentru a sigila conexiunea dată contra apei. Deci bitum lichid plus bandă adezivă bituminoasă de etanșare și ne-am descurcat. În alte cazuri se poate folosi spray zincat sau bint anticoroziv, însă dacă acestea eu nu le-am găsit pe piață la noi în Moldova, ne-am descurcat cu ce am avut. După masă deja am înfipt în pământ și al doilea țăruș tăiat. Vă las și pe dumneavoastră să vedeți că chiar și cu forța excavatorului acest țăruș tăiat intră oricum destul de greu în pământ. Însă până la urmă a intrat, ca și al treilea, după care i-am unit pe aceștia cu plasbanda noastră. Și iată cam așa arată împământarea noastră. Iese plasbanda, se unește aici în cutia respectivă, cu bucata ceaslantă de plasbandă, care se unește de împământare artificială. Repet, am făcut această conexiune între două bucăți de plasbandă și se unește în această cutie ca în orice moment să poată fi deconectată și măsurată separat împământarea artificială. Ulterior, la conexiunea cu fiecare țăruș se dă cu bitum și cu lentă de genul dat bituminoasă, vine plasbanda în partea ceaslantă și se unește de-al doilea țăruș, și ulterior vine și se unește de-al treilea țăruș. Distanța până la casă e aproximativ un metru. Cam aceasta arată împământarea noastră artificială de exterior, unde împământarea naturală, despre care am făcut deja un video, se unește cu aceasta artificială, pot spune așa. Ulterior s-a continuat cu a pune pământ înapoi la exteriorul fundației. Și cum plasbanda ne cam încurca, mai ales la compactare, am unit-o uite în așa mod de solul tare și compactat de natură. S-a folosit un fier neted, îndoiet, de 6 sau de 8 mm. Folosind câteva elemente de genul dat, plasbanda dată nu ne-a mai deranjat. S-a mai pus pământ deasupra, s-a mai compactat, deja despre toate lucrările, despre cum am pus pământ înapoi la exteriorul fundației, a fost postat un video nu demult. Îl găsiți pe canal. Cred că undeva vreo 20 sau 40 cm deasupra împământării, peste solul compactat, am pus și lenta de avertizare galbenă,
care în viitor să ne avertizeze că pe acolo trece împământarea. Așa ceva e practic obligatoriu pentru orice lucrare de calitate și cu atenție la detalii. Și ulterior am pus pământ până ne-am ridicat la cota necesară nouă. Și iată cam așa au decurs lucrările. Noi deja așteptăm electricianul, trebuie să apară din minut în minut. Am găsit și locul unde se conectează plațbandele. Iată, este acesta. Deci, așteptăm. Așteptăm electricianul și deja despre măsurătorile respective va fi video viitor. Abonați-vă să nu ratați, un share, un comentariu, la fel nu strică. Vă mulțumesc și ne revedem în următorul video. Pa, pa!